În ultimele 24 de ore, polițiștii au prins șase șoferi în sare de prietate și sub influența drogurilor la volan pe drumurile din Republica Moldova. La intrare în municipiul Bălți, un șofer în vârstă de 26 de ani a ieșit pozitiv la consumul de marihuana. Iar la Soroca a fost prins un șofer de 45 de ani, care avea o concentrație de 1,20 mg pe litru vapor de alcool în aerul expirat. Ambii șoferi s-au ales cu dosare penale și riscă să facă muncă neremunerată în folosul comunității și anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.